I like that. Yeah, it's very, the nature is very, it's very natural here, and everywhere birds and cats and dogs and horses, so yeah, it's really nice. Zona în care e așezat satul e un sit Natura 2000 cu plante care au dispărut din, cu o floră și faună care a dispărut din alte părți ale Europei. Și ăsta este unul dintre lucrurile, din activitățile centrale pe care Charles le făcea atunci când venea în vizită în Viscri. Adică plimbările pe dealuri cu prietenul biolog sunt lucrurile care țin de tradiție deja. N-ai zice că ne așteptăm să ne viziteze, ai zice că așa este tradiția deja de foarte mulți ani, dar din nou cred că poziția comunității e mai degrabă una realistă. Ne dăm seama că rolul de rege e diferit de cel de Prince de Wales și e posibil ca asta să presupună mai puține vizite, de exemplu, în Transilvania sau în... Cu siguranță și toți românii și mai ales viscrenii vor urmări cu sufletul la gură această încoronare, dar eu pot să vă spun că proiectele vor continua în România, cele pe care le face fundația. Mă refer aici la ambulanța pentru monumente, la aceste minunate expoziții de la Casa din Viscri, unde de fapt așteptăm foarte mulți vizitatori și cu drag au ce vede aici. Vorbim de foarte multe expoziții în ceea ce înseamnă meșteșugurile tradiționale, promovarea gastronomiei, avem un florilegium. Vorbim despre meșteșugurile tradiționale pe care le promovăm prin Princess Foundation România. Aici avem o expoziție de țigle vechi, inscripționate, o expoziție unică. Avem și chiar și o țiglă inscripționată de Majestatea sa, atunci și Alteță Regală, când a lansat expoziția, țiglăria de la Apoș. A avut această plăcere și puteți vedea și semnătura dânsului pe ea. Să vă mulțumim.
Is this a, what do you call this cheese? But these are the first cheese in the season. Cheese. Yeah.